Mulțumim foarte mult. George Simion a surprins un echipaj de jandarmerie care încălca regula de circulație. Jandarmii au staționat mașina pe prima bandă. Vedem chiar acum aceste imagini. Cum îl așteptați, vede, comandant? Așa, dar ia uite, mașina jandarmerie îl așteaptă pe comandant aici, pe banda întâi. Nu vă e rușine, hai, circulați! Circulați! Nu mai stați aici, stați pe prima bandă de circulație, mie nu-mi lua carnetul. Și dumneavoastră îl așteptați pe comandant. Haideți, circulați! Haideți să vină presa aici să vadă cum stă jandarmeria. Pe prima bandă de circulație, ia uite cum încurcă circulație. Prezentați-mi și mie gradul, vă rog. Numele și gradul. Domnul jandarm, prezentați-mi și mie numele și gradul, vă rog. Am înțeles. Stați aici, ce să înțelegeți? Lăsați-mi. Prezentați-mi numele și gradul și de ce stați aici, pe prima bandă. Domnul jandarm, ia uitați, fraților, cum stă jandarmeria. Aici a zis că îl așteaptă pe comandant. Păi de ce trebuie să-l aștepte pe prima bandă de circulație? Nu se prezintă, nu zice nimica. Bună dimineața, Ministerul de Interne, mie îmi luați deja carnetul. Ia uite, uite cum blochează trafic. Ia uite. Jandarmeria Română, numărul meu aici. Haideți, domne, mutați-vă de aici. Alo, jandarmeria, de ce așteptați aici comandantul? Nu puteți să-l așteptați în parcare? De ce stați să încurcați circulația? Domnii jandarmi, haideți, așa, mutați-o, haideți, că se poate. Domnul comandant poate și 2 metri mai încolo. Haideți, așa, așa, uitați, e incredibil, stat în stat, statul român.